Într-adevăr, dragostea a plutit în aer la propriu ieri seară deasupra podului Bizel din Giurgiu, după ce zeci de lampioane în formă de inimă au fost lansate în cinstea iubirii, purtând un mesaj sau un jurământ de dragoste. În ciuda vremii deloc prietenoase, zeci de giurgiuveni au răspuns invitației lansate de municipalitate și au înălțat spre cer un lampion în formă de inimă, însoțit de zâmbete și de aplauze. Bucuria a fost mare atât pe chipul copiilor, cât și al adulților și tinerilor încântați de o astfel de inițiativă. Al doilea! Da. Ai reușit să înălți? Da, cu mami și cu tati. În cinstea a ce ai înălțat lampion? De Dragobete. Ce se sărbătorește? Păi ziua îndrăgostiților. Mă chinui. Nu prea iese. Nu prea iese. O să ias. Ce te-a determinat să vii astăzi la acțiunea asta? Să sărbătorim Dragobetele. Cum ai sărbătorit azi Dragobetele? Așa, cu cei dragi. O urare pentru cineva? Uite, vezi, îmi ia foc inimioara. Da. Mult, să se iubească în continuare la fel de mult ca în prima zi. S-a urcat deja la cer? Da. Cum a fost? I-ai dat tu drumul? Da. Da? Știi ce sărbătorim noi azi? Da. Ce? Ce zi azi? Dragobete. Ai reușit să lansezi un lampion? Da. Și cum a fost? Foarte bine. Ce sărbătorim noi azi? Ziua Dragobetele. Lansați un lampion? Desigur, da. Ce v-a determinat să veniți astăzi? Păi am fost anunțat de către un prieten și am venit să la această festivitate. Ai mai fost până acum la ceva de genul? Niciodată. Cum ai sărbătorit azi ziua de Dragobete? A sărbătorit foarte bine. Nu ne spui cum? Ba da, cu prietenii. Cu prietenii. O urare de Dragobete? Să fiți iubiți. Cu greu? Da. Așa. Ce te-a determinat să vii azi la acțiunea asta? Toți puțin că... Prezent la Seara Lampioanelor, edilul șef Nicolae Barbu s-a declarat încântat de modul în care au răspuns giurgiuvenii la invitația de a lansa lampioane, marșând la ideea că orice sărbătoare trebuie să fie un motiv de bucurie. Mă bucur că tinerețea care a venit în primărie, vin și cu idei pentru tineri, au fost ideea lor, a marșat, văd că a avut rezultate. Dacă în ochii copiilor se vede, eu știu, bucuria și a tinerilor, e bine că... Dați întâlnire încă de pe acum pentru ziua orașului la o acțiune similară? Eu așa spun, să sperăm că aceeași echipă din primărie va gândi și o situație asemănătoare și pentru ziua. Rămână o tradiție. Să rămână o tradiție. Până la urmă, dacă facem din orice manifestare o bucurie a vieții, e lucru cel mai bun. Oamenii trebuie să învețe, spuneam și în campanie și după aceea, oamenii trebuie să reînvețe, să bucure și de viață. Următoarea lansare de lampioane va avea loc cel mai probabil cu ocazia zilelor orașului.